suveranitatea sănătății naționale. În Europa există trei modele de sisteme de sănătate publică tradiționale. Modelul Beveridge, modelul Semașco și modelul Bismarck. Primele două fiind finanțate, organizate și gestionate de stat, doar modelul Bismarck fiind finanțat prin sistemul asigurărilor sociale obligatorii. Regimul comunist a adoptat modelul Semașco, finanțat, organizat și gestionat de stat. Nu era un sistem comunist. Fără nicio dezbatere publică, în atmosfera de culpabilizare a regimului comunist a trecut la modelul Bismarck. De la bun început, sistemul nu avea nicio șansă de reușită în România, adusă în sapă de lemn și colonizată. Noul model a fost opera Big Pharma și oligarhiei securistice interne, cu votul Parlamentului și încuviințarea președintelui. Viața și sănătatea românilor au fost și ele privatizate, aș cel mai bolnav și mai sărac popor din Europa. Să-ți plece din țară sute de mii de cadre medicale? Ce înseamnă asta? Ce țară este asta? Cine a făcut asta? Cine este responsabil? Sistemul sanitar românesc trebuie să revină la principiul finanțării, organizării și gestionării de stat și să asigure dreptul la sănătate pentru toți cetățenii români.